Este un moment potențial de încălcare a protocolului de colaborare pe care l-am semnat după momentul Vlad Voiculescu. Tocmai din acest motiv am decis, în urma dialogului cu premierul, să suspendăm ședința de guvern până în această seară. Vom discuta și cu colegii parlamentari și cu conducerea USR Plus. Iar de seară sunt convins că vom găsi totuși o variantă în care să rămânem într-o colaborare cel puțin funcțională. Premierul spunea că o moțiune de cenzură dacă se adoptă acest program. Deocamdată discutăm scenarii și variante. Proiectul are toate avizele, domnule prim. Pentru noi rămâne foarte important respectarea protocolului de colaborare, așa cum a fost el semnat. Bun, la ora 19 se va relua ședința de guvern. Pe de altă parte, ați văzut o altă informație extrem de importantă. La ora 18, o declarație de presă a președintelui Klaus Iohannis. Între timp, atât cei de la PNL, cât și cei de la USR Plus sunt în ședințe în Parlament. Într-o legătură directă cu noi, profesorul Cristian Purvulescu, politologul. Bună ziua, domnule profesor! Bună ziua! Cum arată această zi pentru dumneavoastră în lumina evenimentelor de la guvern și spre ce concluzii credeți că ne îndreptăm? Ați văzut declarațiile celor două tabere. Păi, cred că domnul Câțu nu va ceda. Susținătorii domniei sale, încerc să-mi imaginez cine sunt cei care l-au împins în această direcție, consideră că USR Plus nu va merge până la ruptură. USR Plus însă nu prea are alternative, pentru că data trecută a încheiat un protocol. Dacă primul ministru și PNL nu respectă acel protocol, înseamnă că coaliția nu mai funcționează. Domnul ministru Ghinea, un membru important al USR Plus, spunea că nu pot să aplaude precum pinguinii un asemenea proiect. Iar pentru domnul Câțu, acest proiect este important, înțelegem cu toți, în virtutea Congresului Partidului din 25 septembrie, când primarii PNL vor fi acolo și când aceștia ar putea vota în funcție de acest lucru. Se consideră o slăbiciune prelungirea negocierilor, care îi dă lui Ludovic Orban și nu le Florin Câțu un rol important în eventuala găsire a unui compromis. În plus, problema afecției speciale care a fost pusă de USR ca subiect important în această negociere nu poate să fie niciun fel rezolvată. Deci este o criză dificilă. Nu știu dacă președintele va face declarații în acest sens la ora 18. Nu cred că președintele va interveni în această criză, în orice caz, nu prin declarații, dar vom vedea ce se va întâmpla. Însă, pentru USR nu prea există alternative, pentru că dacă și de data asta cedează, nu va mai fi un partid serios și tot ceea ce se va întâmpla în continuare va fi privit cu reticență de către alegătorii USR și de către militanții USR. Insistența, domnule profesor, a lui Florin Câțu, a premierului, de a aduce acest proiect pe ordinea de zi, astăzi, fără avize, sigur, avize din partea ministerelor conduse de USR Plus, dar fără avize, e o insistență acolo, vă e clară? Da, este absolut clară. Să știți că procedural nu sunt foarte multe probleme și da, primul ministru are dreptate, proiectul trece dacă vrea primul ministru, pentru că din 2001 legea de organizare a guvernului prevede foarte clar preeminența primului ministru. Noi nu avem un guvern colectiv, deci practic nu avem instrumente pentru coaliție. Primul ministru decide dacă nu există consens în ședința de guvern. Va constata că nu există consens și va trece proiectul, dar va pierde sprijinul politic. Aici este toată chestiunea, pentru că nu este doar un mecanism formal. Guvernul se bazează pe încrederea Parlamentului, iar USR este o parte importantă a Parlamentului care acordă această încredere. Ceea ce contează, Florin Câțu și cei care l-au îndemnat să facă acest lucru, dacă nu cumva au vrut să întindă o capcană, este că USR va ceda încă o dată. Eu nu știu ce va face USR, dar cum vă explicam mai devreme, ar fi foarte grav pentru USR să cedeze încă o dată, deci mă aștept ca, dacă nu există un compromis, la ora 18 ministrii să ducă să prezinte în ședința de guvern. Domnul profesor, pe de altă parte, acum, tensiunea asta se va muta și în Parlament, evident de ce. E început de sesiune parlamentară, sunt o grămadă de proiecte extrem de importante rămase, restante acolo și care ar trebui accelerate, inclusiv consumatorul vulnerabil și s-a tot discutat zilele acestea. Și avem cele două abordări. Amenințările vin și pleacă, spunea premierul cea mai devreme. Pe de altă parte, l-am auzit pe Dan Barna că să facem cumva să fie o coaliție măcar funcțională. Cum intră această coaliție în noua sesiune parlamentară?
dezbinată și criza apare chiar mai devreme decât mă așteptam, neavând iluzia că această coaliție va putea funcționa la infinit, dar mă așteptam la această criză să declanșeze mai târziu. Se pare că situația în PNL este suficient de gravă ca să oblige la acest gest, mă refer la susținerea pentru Florin Câțu, dacă au simțit nevoia să facă o asemenea demonstrație. Vă aduceți aminte că și în aprilie demonstrația de forță făcută trebuia să arate că este un prim-ministru puternic pentru a obține sprijinul principalilor lideri de partid și a făcut această demonstrație. USR atunci a rezistat, acum vom vedea ce va face. A rezistat puțin, a cedat în final. Acum va ceda, nu va ceda. În mod normal nu ar trebui să cedeze, dar întrebarea dumneavoastră era despre sprijinul parlamentar. USR poate asigura sprijin parlamentar în continuare pe anumite legi, fără să mai facă parte din echipa guvernamentală și lăsând guvernul să negocieze restoarță. Ați spus, Florin Câțu a luat în considerare și această posibilitate și chiar și în această situație nimeni nu crede că USR va vota o moțiune de cenzură alături de PNL și de PSD și AUR. În lumina evenimentelor din septembrie, din 25 septembrie, domnule profesor, în ceea ce privește PNL, momentul de astăzi are mai degrabă ce fel de efect? Cum vedeți în Partidul Național Liberal? Sigur, miza este acel PNDL 3, deci un avantaj și pentru primarii PNL. Pe de altă parte, pentru cei indeciși, pentru cei care încă se mai gândesc, cum arată momentul de astăzi? În general, militanții PNL, cu câteva excepții, nu au sentimente frățești față de USR Plus la nivel local. Deci acest moment nu va fi văzut neapărat negativ. Nu, calculele în interiorul partidului au fost destul de clare, cât și nu are decât de câștigat, dar pe termen scurt. Pentru că aici se vede importanța guvernării. Guvernarea este dincolo de PNL, este într-un interes național și pentru guvernare ai nevoie de un sprijin politic. Acest sprijin politic nu poate fi realizat decât pe bază de compromis. Nu mai suntem pe vremea coalițiilor pe care le dirigea de la Cotroceni Traian Băsescu așa cum voia și în care deciziile politice erau luate acolo. Este vorba de coaliții reale, coaliții în care partenerii au forță de negociere și trebuie să se țină cont și de interesele lor. De ce nu există un consens în ceea ce privește secția specială, domnule profesor? Adică aici era menul de schimb. Dai PNDL-ul, dăm secția specială și invers. De ce nu există până la urmă și pe această zonă negocierea gata? Problema este cea a UDMR-ului. UDMR-ul, după cum știți, nu vrea desfințarea secției speciale. Pentru că consideră că se întărește prea mult DNA-ul și că în felul acesta politicienii ar putea devine o victimă ale persecuțiilor procurorilor. În condițiile în care are de ales între UDMR și USR Plus, PNL alege UDMR dintr-un motiv simplu. Explicam mai USR Plus nu face alianță cu PSD, UDMR ar face imediat. Deci ăsta este motivul pentru care nu se găsește un compromis și cred că nu există nicio voință politică clară în PNL în ceea ce privește desființarea secției speciale, dar ar accepta desfințarea secției speciale, însă nu ar accepta pierderea partenerului de merit și nu pentru că au legături ideologice cu UDMR-ul, ci pentru că UDMR-ul trecut în opoziție face imposibilă o guvernare PNL în România. Mulțumesc tare mult pentru această analiză, politologul Cristian Pulvescu în direct.